Naturalitatea în sculptură constă în gândire alegorică, simbol și sacralitate, sau în căutarea esențelor ascunse în material, iar nu în reproducerea fotografică a aparențelor exterioare. Sculptorul este un gânditor, iar nu un fotograf al unor aparențe derizorii, multiforme și contradictorii. E cu totul imposibil ca să exprimezi ceva real doar prin imitarea suprafeței exterioare. Ceea ce este real este numai esența. Sculptorul Constantin Brâncuș a văzut lumina zilei la 19 februarie 1876 în satul Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj. A plecat de acasă să-și câștige existența pe la 11 ani, mai întâi la Târgu Jiu, apoi la Slatina, iar de acolo la Craiova. În 1898 intră la Școala de Bele Arte din București, pe care o absolvă în 1902. În anul următor pleacă la München, nu pe jos și nu de sculț. Purta surtuc lung și larg, pantaloni bufanți, bocanci și jambiere de piele. După o ședere scurtă și care îi consumă toți banii, pleacă pe jos, de această dată, spre Paris. La Paris am dus-o greu la început. Îmi atârnasem deasupra patului pancarte pe care îmi scrisesem sfaturile pe care mi le dădeam singur în clipele de îndoială. Nu uita că ești artist, nu-ți pierde curajul, nu-ți fie teamă de nimic, vei răzbi. Să creezi ca un zeu, să poruncești ca un rege, să muncești ca un sclav. Își începe cariera pariziană în 1906 cu un bust trimis Salonului Societății Naționale de Bele Arte. Primește o comandă pentru un monument funerar al lui Petre Stănescu din Buzău și din avansul primit închiriază un atelier în Montparnasse. Aici realizează Rugăciune, Sărutul, Cumințenia Pământului, Domnișoara Poganii. În Sărutul nu a fost vorba de o copie fidelă a două modele, ci despre o viziune a iubirii fără de moarte pe care am văzut-o cu ochiul minții. Iar cu cât veți privi mai mult această operă, cu atât mai ușor îi veți descoperi sensul. Misterul fecundității și al morții rămâne însuși misterul acestei iubiri, care va supraviețui și dincolo de moarte. Cumințenia Pământului a fost încercarea mea de a da de fundul oceanului cu degetul arătător, încercarea de a atinge vechimea, arhaicul, căci mi-a fost prea mare spaima când i-am ridicat vălul. Cumințenia Pământului a fost pentru mine ceea ce este cu mult mai adânc femeia, dincolo de psihologia dumneavoastră. Artistul trebuie să știe să scoată la suprafață ființa din interiorul materiei și să fie unealta care dă la iveală însăși esența cosmică într-o existență cu adevărat vizibilă. Materialele dețin în ele sculptura pe care omul o dorește. Nu trebuie să le silim să vorbească limba noastră, ci să le ducem până la acel punct unde alții vor înțelege limba lor. În 1937 ridică în grădina publică din Târgu Jiu coloana fără sfârșit, înaltă de 30 de metri. Poarta Sărutului. Și Masa Tăcerii. Se stinge din viață la 16 martie 1957 în atelierul din Paris. Acest ultim atelier din Impasse Ronsin, numărul 11, a fost reconstituit mai întâi la Muzeul de Artă Modernă din Paris, apoi, din 1978, într-o clădire special construită pe esplanada centrului Georges Pompidou din Piața Beaubourg. Nu mai sunt al lumii acesteia. Sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup. Mă aflu printre lucrurile esențiale.